mult așteptata enciclopedie la care a muncit timp de câțiva ani, Dr. Varvara Buzilă cuprinde 101 cămăși românești aflate în colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și sunt prezentate 9 replici ale cămășilor inspirate din patrimoniul muzeal. Retorica vestimentară, cămașa cu altiță, a fost tradusă în limba engleză de Andrei Prohin și Silvia Chirilă. Copertă, design și machetare de Natalia Berebiuc. Lansarea albumului s-a produs în Casa Mare a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ediția curentă a Nopții Europene a Muzeilor începe cu lansarea unei cărți eveniment, retorică vestimentară, cămașa cu altiță, semnată de doamna Varvara Buzilă, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator în cadrul muzeului nostru. E o carte rod al unei munci de documentare de foarte mulți ani și nu doar de documentare, și de organizare a evenimentelor culturale menite a ne apropia de acest domeniu complicat și fascinant care este costumul nostru tradițional. Muzeele din toată lumea, dar în special cele din Republica Moldova, sunt o forță, o forță care au un patrimoniu excepțional, un patrimoniu uman, iarăși de semne foarte bun, și îmbinând aceste două elemente, patrimoniul cu omul, deci reușim să organizăm multe evenimente foarte interesante, care au o rezonanță și un impact foarte bun asupra tuturor, începând cu copiii și terminând cu cei mai în vârstă. Toată gratitudinea mea o adresez administrației muzeului, colectivului de cercetători care au avut încredere în mine să-mi încredințeze elaborarea acestei cărți și să mă ajute foarte mult în elaborarea ei. Colegii au participat și la ordonarea patrimoniului, și la clasarea lui, dar și la fotografierea acestor piese, acestor cămăși integrate în costum. Toate mulțumirile mele colegului meu, dragului meu coleg Andrei Prohin, care a fost și traducătorul în limba engleză, a treia carte de-a mea tradusă în limba engleză integral, este, să vă spun drept, un record pentru Republica Moldova, mai ales pentru domeniul culturii. Ce retorică între noi toți, acești prezenți aici, în costumele noastre simbolice și monumentale. Tot ceea ce s-a reușit până acum să se facă în domeniul salvării cămășii noastre cu altiță, trimite la gândul că suntem pe calea cea bună. Între noi fie vorba, cred că s-au cusut undeva în jur de 300 de cămăși, cămăși cusute cu toată atenția, cu toată meticulozitatea și cu toată responsabilitatea, adică aproape copii de pe cele din patrimoniu. Mă gândeam astăzi cât de inspirată a fost doamna Buzilă, de fapt ca de fiecare dată, ca să intituleze acest volum al său a unei munci colosale de cercetător. Dar nu poți fi cercetător doar dacă nu ai dragostea, dacă nu ai focul inimii îndreptat spre obiectul pe care îl cercetezi. Ei, doamna Varvara Buzilă face parte din rarisima speță de oameni de patrimoniu care a făcut cercetare în mare parte nu doar cu mintea, dar cu inima și cu sufletul. Și mă bucur foarte mult să revăd aici, printre dumneavoastră, cei care ați venit să susțineți lansarea acestui volum, fețe atât de cunoscute și dragi mie, meșterițele populare, doamna Natalia Crudu, doamna Raisa Lungu, doamna Tatiana Popa, mai tinerile Olesa Ienache și Andreea Natalia Rusnac, cu care în diferite perioade am colaborat și ne-am văzut la atâtea evenimente dedicate costumului nostru național. Au venit oameni care s-au apropiat de acest domeniu prin diverse perspective. Oameni care studiază, cei care savurează, confecționează, oameni care promovează costumul popular și cei care îl cântă.
mama mi-a dat mie nume Doina și Oie, ca să fie mărturie de-al meu neam și a lui vecie. Scumpa mama mi-a dat mie nume Doina și Oie, ca să fie mărturie de-al meu neam și a lui vecie. Ie să purtăm, ie să purtăm. Ia leasă cu altiță, are și a mea fetiță, usută cu flori de aur, nimeni n-are așa tezaur. Ia leasă cu altiță, are și a mea fetiță, usută cu flori de aur, nimeni n-are așa tezaur. Ie să purtă, ie să purtă. Cartea asta este pentru noi ca o Biblie. Este cartea căpătâi. Atâta muncă cât a făcut doamna Varvara scriind-o, un popor întreg n-a putut să adune până acum. Când dumneavoastră pleacă în teritoriu să studieze, dumneavoastră vede cu alți ochi ceea ce noi nu vedem. Dar dumneavoastră a știut să transpună în această carte toate gândurile, toate ideile, tot ceea ce au creat bunii și străbunii noștri, ceea ce au implementat în arhitectură, în cusături, în broderii, toate ideile, tot ceea ce au vrut să transmită generației noastre. Și doamna Varvara cu ochii ei a văzut și a adunat toate cunoștințele astea cu sufletul în acest izvor. Avem o sumedenie de fotografii în această carte, fotografii vechi, care atestă că în țara noastră costumul popular a fost purtat. Cei ce n-au reușit regimurile care au fost până acum să șteargă din mintea, inima și sufletul poporului nostru. Și atunci când omul vrea să-și coase o cămașă și își dorește să o poarte, întâi trebuie să studieze un pic de istorie, un pic de trăiri, un pic de idei, cei ce au fost realizate prin fotografii, prin scrierile anterioare, pentru a înțelege că cămașa asta este o istorie, parte componentă a poporului. În cămașă, femeia își cosea ceea ce nu realiza pe atunci în fotografii sau prin cărți. Asta era imaginea familiei, imaginea neamului. Noi mulțumim tare mult Muzeului de Etnografie că a deschis ușile patrimoniului cultural pe care îl deține, pentru că patrimoniul nu are acea valoare dacă nu este arătat lumii. Vă mulțumim tare mult! Din respect față de tradiții și față de autoarea cărții, de la Cantemir au venit meșterițele Natalia Crudu și Raisa Andronov. Bunica cea caldă, coaptă în cuptor, de mine și de doamna, țața Nătăluța, cu sufletiste, optimiste, să vedea Domnul numai sănătate și tot binele de omul. Mulțumim mult! Și un prosop din partea mea, din Borangic, din zestra mamei, e de peste 100 de ani. Uitați-vă, a fost ștergar de cap, năframă, prin secolul XIX și după ce femeile au încetat să-l mai poarte pe cap, l-au folosit la nunți. Treceți-l de mână în mână să vedeți ce lucru extraordinar intră de astăzi tot în patrimoniul muzeului. Că noi dacă lucrăm la muzeu, știți cum gândim în parametrii muzeului, suntem și noi ai muzeului ca atare. Așa se întâmplă. Da. Și vă mulțumesc, doamna Varvara, și vă suport un om cu litere mare. Noi vă mulțumim foarte mult că veniți la toate evenimentele organizate aici la Chișinău și că acolo, la dumneavoastră, acasă, să întruniți atât de multă lume în jurul dumneavoastră. Vă dorim ani mulți, bine așezați, sănătate bună și să continuați cu această dragoste, să apropiați cât mai mulți oameni de cultura noastră. Doresc și dumneavoastră să ajungeți la nemie și să vă întreceți. Eu am împlinit 80 de ani, dar dumneavoastră vă doresc să ajungeți la 100 de ani.
Lansarea cărții a fost însoțită de un program artistic susținut de către interpreți de folclor. Artista poporului Ioana Căpraru este și o meșteriță iscusită în coaserea cămășii cu altiță. Eu sunt îmbrăcată din cap până în picioare de meșterițele noastre și meșteri populare de la noi. În picioare am ciorapii de la doamna Tatiana Popa. Catrința este țesutul de doamna Raisa Lungu. Brâul tot doamnă de la Strășeni. În cap am barizul de la doamna Lidia Obleac. Este foarte, foarte vechi. De desubt am cuzințișori de la mine din satul Cotihana, de la sora mea. Am luat sora mea de 80 de ani. Și desigur, ei care am cusut-o aici în șezătoarea Basarabiei, aici sub protirea doamnei Barbara Buzelă. Și mulțumesc pentru sfaturile date și tuturor fetelor care aparțin acestei șezători. Vă mulțumesc și pentru dumneavoastră, că eu promovez ea mea, pe care am pus-o eu, după planșa de aici, din muzeu. Aceasta este una dintre însele care le-am pusut în această șezătoare. Și le port cu toată dragostea. Astăzi sară-i sară mare, măi, eu petrec în sărbătoare. Am lăsat griji și nevoi ca să fiu aici cu voi, ca să fiu aici cu voi, măi, și iară, măi. Cât de toți de ești mi-i dragă, că sunteți oameni de treabă, că sunteți oameni de treabă, măi, și iară, măi. Așa-i petrec și aici cu voi. Știu că-i dăieță veche și n-are lumii păreche, și n-are lumii păreche, zi scripcare zi. Când aud cum merge struna, nu vrea să-i mai tacă gura, nu vrea să-i mai tacă gura, zi scripcare zi. Îi mi-a dat mama gurița, păi să mă întreb cu scripcuța, măi! Eu am cunoscut pe doamna Vărvara în 2018. Cred că vreo 2 ani de zile mă tot gândeam să-mi cos și eu cămașă cu altițe, am tot căutat, n-am mai găsit ce-mi place mie, ce m-a reprezentat. Și așa am ajuns și eu la Muzeul de Etnografie, unde cu fetele am început să cos o cămașă. Doamna Varvara are darul de a insufla această dragoste necondiționată față de portul nostru popular. De atunci, din 2018 și până astăzi, deci eu nu mă pot sătura de cămășile noastre, de costumul nostru. La fiecare târg al meșterilor tot încercăm să îmbunătățim, să mai cumpărăm ceva nou și tot timpul mai avem nevoie și vrem să facem cât mai frumos. În patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală sunt și unele replici reproduse de meșter faur Maria Cristea. Deci nu am muncit numai eu, noi am muncit un colectiv întreg de fete tinere și nu toate, chiar foarte tinere și am, ce să vă spun, lucrăm din anii 80. Din anii 80. În acest timp am făcut atâtea ei că probabil am îmbrăcat toată Moldova, la sigur. Toată Moldova, la sigur, am îmbrăcat-o. Astăzi se port o ie, o cămașă, mai bine zis, cu elemente din Transilvania. Este o cămașă de la Baia Mare. De la Baia Mare, pentru ei tot am făcut, pentru dansatorii de la ansamblu Transilvania. Am făcut așa un costum cu elementele respective. Astăzi am hotărât așa, pentru ca să fiu poate un pic diferită, poate un pic că mă grăbeam foarte, foarte, foarte tare să ajung la eveniment, am îmbrăcat cămașa asta. Și văd că la toată lumea le place. Sigur. Albumul dumneavoastră vă place? Albumul a reușit numai să-l deschid, numai să-i scot ambalajul. Dar deja o să-l ved, o să-l studiez acasă, iată, a venit nordul și tot așa. E foarte binevenită. E foarte binevenită albumul. Pentru mine a fost o surpriză când m-am văzut în albumul doamnei Varvara Buzilă.
am fost și bucuroasă totodată. Da. Aici sunt cu doamna Lidia Rusu și doamna Varvara aici a vrut să zică că este și așa o variantă de coasere acestei cămăși, este și așa o variantă de coasere acestei cămăși. E aceeași cămașă, două interpretări? Două interpretări. Noi, de fapt, cu doamna Lidia Rusu, eu făcusem prima altiță, dar am așa un obicei, poate nu prea bun, las lucru făcut pe o bucată de vreme și apoi revin. Și lumea când a văzut, hai să fac și eu. Și așa noi cu doamna Lidia avem cam aceeași cămașă, dar dacă observați, sunt totuși diferite la râuri. Este de podoinița? Podoimița, da, cămașa de mireasă. Și mai am aici o poză cu o cămașă foarte valoroasă, cămașa cu pajuri, care am realizat-o în foarte multe culori și cu foarte mult fir metalic. Raisa Lungu, meșter popular din Crișcăuți, Dondușeni, și-a început a broda cămășele cu altiță de când a venit la Așezătoare Basarabia și totdeauna se consulta cu doamna Varvara Buzilă. Astfel am înțeles că este printre primele care a răsfoit toată această carte, acest album frumos. Eu brodam de mică, dar toate regulile și tot corectul aici am învățat la Așezătoare Basarabiei de la doamna Varvara Buzilă. Toate îndrumările din 2019 am început a participa la Așezătoare, unde am învățat să brodez cămașa cu altiță, în creț și râuri. Dumnezeu mi-a inspirat cu tot ce are mai bun în suflet pentru cămașa cu altiță. Doamna Veruța Sale din Așezătoare Basarabia este cea care tot timpul se sfătuie cu doamna Varvara privind ornamentele, cămașa de la Dunăre. Vreau să aduc sincere felicitări doamnei Varvara pentru această reușită extraordinară. De altfel, toate cărțile pe care le-a editat dumneaei chiar au succes și pe palma asta de pământ și în România și în alte țări. Dar lucrarea de astăzi, într-adevăr, este monumentală, este foarte utilă pentru oricare care o va ține în mână, îi va fi de folos. Că este cunoscător, că abia începe sau face primii pași în arta cămășii cu altiță. E un lucru enorm, un lucru migălos. Editarea cărții a fost prelejuită de faptul că în ultimele decenii cămașa tradițională românească a devenit din ce în ce mai populară, mai ales în rândul tinerilor. Nu e doar o modă, e o forță a tradiției. Este un izvor de inspirație pentru mine. Cu atât mai mult că aici am găsit două cămăși din satul Lăpușna, de unde este mama mea, și cred că vreau să fac una din ele. Cea care o îmbraci, de unde este inspirată? Cămașa asta pe care o port acum este inspirată dintr-un original care se află la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Este o cămașă care datează din perioada interbelică, originalul. Vine din regiunea Banat, din România, dar care s-a aflat în posesia unei familii care a locuit la noi în Hâncești. Eu am văzut cămașa asta cu vreo 3 ani în urmă acolo și am zis că vreau neapărat să o cos. Desigur că am luat ornamentul principal din această cămașă, dar am făcut modificări pentru că fiecare gospodină vrea ca cămașa ei să fie unică, originală și ca la nimeni. Foarte interesant cum a fost aleasă poza pentru acest album, pentru coperta acestui album. Este o cămașă care exprimă toate sentimentele materne, este cu cruce la piept și felicitări, Cristina Dan, că ai reprodus această cămașă din patrimoniul muzeului. Cum de ai ales-o, anume aceasta? Istoria cămașii am aflat-o după ce deja am executat-o. Și mă bucur că am aflat atâta despre ea și am înțeles mai târziu că este mult prea deosebită prin semnificația ei, prin crucele pe piept, pentru că de fapt este o cămașă de mamă care alăptează și mi se pare că are o energie aparte, o energie care te impulsionează să creezi și mai departe și mai mult și mai diferit. Eu mă bucur că a apărut această carte a doamnei Varvara Buzilă, pentru că de când creez cămăși, le creez cu ajutorul doamnelor care mă încurajează din Așezătoarea Basarabiei, dar simțeam nevoie de un soi de enciclopedie din care pot să mai citesc, să înțeleg și eu semnificația mai adânc, mai desfășurat despre ceea ce fac de fapt.
și într-un final aceasta o să fie ca o carte de căpătâi pentru noi. Sunt multe fetițe care vor să înceapă să-și coasă prima lor cămașă cu altiță, respectiv răsfoind această carte vor avea sursă de inspirație mult mai mare, având în fața lor chiar patrimoniul nostru, lista cămășilor din fondul de aur a muzeului nostru. După această lansare de carte, nu mai avem dreptul să purtăm orice, pentru că avem destule poze, destule argumente, destule cămăși pe care le vedem în această carte, ca să ne arate care cămașă tradițională cu altiță este corectă de cusut, de îmbrăcat, de purtat, de cumpărat, până la urma urmei. Doamna Dina Voloc este de la Strășeni, aveți șezătoare Strășeni și știu că ați început de la șezătoare Basarabie, de la conlucrarea cu doamna Varvara Buzilă. Cum ați primit acest album? Pornind de la muzeu, noi am pornit la Strășeni să coasem cămăș. Această carte pentru noi este o carte de căpătâi, care în ea sunt atâtea idei, atâtea motive pentru a ne motiva mai departe a coase cămășile noastre. Este într-adevăr o carte mult dorită, o carte cu atâtea poze, atâtea cămăși cusute, corect, cămășile cu altițe. Eu sunt foarte mulțumită doamnei Varvara că a dat viață acestei cărți care chiar a să ducă tradiția către tineretul nostru. Aici este știința, această știință care a fost scoasă pe suprafață din muzeul nostru, din rădăcinile noastre. Pentru a coase o cămașă corectă trebuie mult studiu. Studiind, am luat această îndrăzneală ca să cos o cămașă care va coincide tuturor regulilor. O cămașă cu altițe are specificul său. Nu este atât de simplu de cusut. Doamna Aida Bondar a așteptat tocmai la final, așa că să se apropie pentru un autograf la autoarea albumului doamna Varvara Buzilă. Aici sunt părinții dumneei, doamna Eugenia și domnului Ilie Clașevici din Crocmaz, Ștefan Vodă. Este extraordinară această poză și știu că cămășile sunt realizate de dumneata în șezătoare Basarabia. Mulțumesc din suflet doamnei Varvara Buzilă pentru această minunată carte și mă bucur în nespus faptul că ai inclus poza cu părinții mei și poza cu nașii de cununie a părinților mei, Ion și Claudia Belinski. Toată lumea admiră cămașa cu altițe, îi aduce într-un fel un omagiu pentru faptul că există, pentru faptul că e așa de frumoasă și așa de reprezentativă. De fapt, mie mi s-a părut că această sărbătoare excepțională de astăzi, excepțională prin trăire, de fapt, este o contribuție reală a societății noastre la promovarea cămășii cu altiță și aici la noi, dar și peste hotare. Fiindcă, așa, privindu-ne în ochi, noi cei care purtăm costum sau chiar cămașă cu altiță, prindem la curaj, ne sfătuim unul cu celălalt, ne admirăm reciproc și foarte repede ne găsim fiecare cămașa noastră. Asta înseamnă enorm de mult în relațiile care se produc, mai ales la sărbători, fiindcă această cămașă este cea de sărbătoare. Ea a fost muncită în multe zile, în multe nopți, tocmai pentru a fi arătată la sărbători, încât după ornamentele ei, după decorul ei, să se vadă tot ceea ce înseamnă femeia care a creat-o. Frumusețea sufletului ei, hărnicia ei, bineînțeles, fiindcă în aceste motive rafinate, atât de selecte, trebuie să se vadă și femeia care le-a dat viață. În felul acesta, cămașa leagă, face relații între oameni. Noi am cusut-o, noi o arătăm lumii, dar o arătăm de dragul acestei lumi. Ziua de astăzi, de fapt, a demonstrat că avem foarte mulți susținători în rândurile celor care admiră, prețuiesc și continuă tradiția cămășii cu altiță.
și din respect față de dumneavoastră și față de cămașă cu altiță, au fost toate doamnele îmbrăcate în cămașă cu altiță cu sută cu mâinile proprii. Doamna Irina, ați observat că aceste cămăși purtate astăzi de doamne sunt toate făcute în ultimii ani? Exact, în ultimii 3, 4, maximum 5 ani. Și toate sunt făcute cu mult respect pentru tradiție, pentru originalele adeseori păstrate aici în muzeu. Eu am văzut această sărbătoare, cum s-ar zice, față în față. Cămășile recent cusute cu aceste cămăși istorice. A fost un dialog, cineva va zice mutual, dar de fapt un dialog vizual foarte, foarte relevant, fiindcă în acest mod doamnele au căpătat mai multă încredere, fiindcă și-au văzut opera mâinilor lor cu ochii celorlalți. Cămașa cu altiță este cea mai expresivă haină din punct de vedere artistic. Ea constituie un reper identitar esențial al neamului românesc. Astfel, la 29 martie 2021, România împreună cu Republica Moldova au depus dosarul multifuncțional Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pentru înscrierea în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial a umanității UNESCO. Andrei Prohin este acel bun coleg care a ajutat foarte mult pe doamna Varvara la alcătuirea acestui album, dar și la traducerea în limba engleză. Cum a fost să lucrați? Că totuși cămașa cu altiță este o haină de suflet a femeii? Este o muncă foarte dificilă, dar și foarte interesantă, în care poți să afli multe lucruri importante pe care din alte surse noi să le afli. Pot să vă dau un exemplu. În cadrul lucrului la carte a fost foarte important să identificăm mărturii vechi din secolul XIX sau încă mai vechi despre purtarea acestei cămăși de dorit în spațiul basarabian, precum și imagini. Doamna Varvara Buzilă a căutat inclusiv pe la multe familii în colecții particulare să găsească imagini cu ale cămășii de până la al doilea război mondial. Și eu, ori de câte ori, întâmplător găseam o informație despre aceasta, neapărat o notam și îi dădeam doamnei Varvara Buzilă. În acest mod, de exemplu, am descoperit în jurnalul lui Constantin Tomescu, care s-a publicat abia acum câțiva ani, că în perioada interbelică, Maria Pelivan, soția vestitului om politic Ion Pelivan, a fost preocupată de reconstituirea cămășilor populare pentru femei din toate județele Basarabiei și a reușit să expună aceste costume la muzeul din orașul Chișinău. Se are în vedere actualul Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Cum ați tradus cuvântul altiță? Altiță se traduce ca traditional embroidery on the shoulder. În română, o broderie tradițională pe umărul cămășii pentru femei. Bună vreme, bun găsit, ia ca și eu am venit. N-am venit cu niciun rău, am venit că am vrut eu, măi. Și-am venit cu voi bune, cu cântecul împreună, tocmai tila cotihana. Artista poporului Ioana Căpraru ne-a invitat la o horă a altițelor. Toate doamnele ce poartă cămăși autentice s-au înscris într-o horă de bucurie și de voie bună. Mama mea când m-a făcut, mi-a dus la tot să le cânt, să le cânt oamenilor, cânte și pe placul lor, măi. Să cânt cânti și bune, ca să fiu dragă la lume, și-apoi cât o-i mai trăi, lumea o-i înveseli, măi.